Bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Și nu numai astăzi vom face săpun realizat la rece cu infuzie de lavandă. Și să vedem modul de preparare și ce ingrediente ne trebuie pentru a realiza acest săpun. Cum, ca de obicei, fac un sfert de porție. Am să vă spun ingredientele la 1 kg și la un sfert. Deci la 1 kg de ulei. Cântărim totul în grame. Așa. Și o să avem nevoie de ulei de măsline, sodă caustică, infuzie din planta de lavandă. Aici ulei de lavandă făcut cu noi. O să punem câteva picături. Așa. Și atât. Și nimic mai mult. Și o să avem nevoie de apă fierbinte, să vă arăt. Apă fierbinte cu frunze, cu frunzele și cu florile de lavandă. Făcut infuzie de seară și pus frunzele de lavandă, planta proaspătă. Vedeți? Și dacă aveți și flori, puneți și flori. Așa. O să le pun așa aici. O să avem nevoie și de apă fierbinte și o să punem aceste plante, vedeți, așa că țin în două mâini. Așa, o să punem cam în 250 de grame de apă. Am să pun apă fierbinte aici și ne apucăm. Asta aici am 250 de grame. Și am să le pun și am să și le strivesc așa cu mâna. Le punem așa aici. Nu am o cantitate exactă, ia să vă spun câte plante am. Deci cam 25 de grame în total cu ce am mai pus aici. 25 de grame de frunze, deci planta cu flori, cu frunze, cu tot de lavandă. Și acum o strivim și o punem aici în interior. Facem săpunul la rece. Așa. Și punem totul așa aici. Strivim așa bine. Și îl lăsăm până a doua zi. Eu deja am făcut infuzia. Așa. Strivim așa totul bine. Și punem totul în borcanel și apoi punem apă fierbinte peste. Acoperim cu un căpăcel. Și punem totul așa aici. Așa. Acoperim și a doua zi o să avem acest rezultat. Vedeți? Plantele. Deci în apă fierbinte, acoperite, și de aici o să luăm 75 de lichid, de infuzie. Și acum cântărim așa. O să le cântărim pe toate așa în aceste, eu mi-am pregătit aceste cutiuțe de plastic. Așa. Deci să vă spun la 1 kg. Deci la 1 kg de ulei punem 300 de infuzie. Așa. O să adăugăm 300 de infuzie de lavandă sau de mușețel sau de ce plantă medicinală aveți nevoie. Așa, și vă place, și parfum, și tot. Și aici avem și ulei de lavandă făcut de noi. Aici o să punem câteva picături. Așa. și 130 de sodă caustică la 1 kg. Deci 1 kg de ulei, 300 de infuzie și 130 de sodă caustică la 1 kg. Noi astăzi facem doar 250, eu fac 3-4 săpunele. Așa. Și o să cântărim. Mai întâi. O să cântărim un sfert, deci 250 de ulei, totul în grame. Și punem 250 de ulei, deci un sfert de porție. Așa, avem 250 de ulei. Dăm aici deoparte. Acum vom pune infuzie. Un sfert, 75 de grame de infuzie de lavandă. Dăm pe 0. Și punem 75. Vedeți? E puțină. Doar un sfert de porție facem astăzi. 250 de grame de ulei, 75 de infuzie de lavandă. O dăm deoparte. Apoi, cu mare, mare atenție, o să punem soda caustică aici. Așa. 32,5 și punem așa, câte puțin. Aveți grijă că miroase foarte tare. Așa, am să mă ajut așa cu un bețișor și punem 32,5. Avem 30, 31, 32 și un pic. Așa. Am pus mai multă. Așa. Acum este bine. Și dăm și soda deoparte. Închidem așa bine. Și avem soda, infuzia noastră de lavandă și uleiul. Uleiul de lavandă făcut de noi. Așa. O să avem nevoie de un mixer vertical, am să-l bag în priză. De ochelari. Lucrăm încet, încet. Așa, am să-mi pun ochelarii. Bună ziua, bună ziua, astăzi vă salut cu ochelarii. Așa. Și de mănuși. Astăzi am să-mi pun de aceste micuțe, așa. Ia să vedem dacă mi intră. Așa. Și acum începem să facem, da? O să punem soda peste infuzia noastră. încet și amestecăm să se topească. Aveți grijă că temperatura o să se ridice foarte tare. Așa. Punem așa una peste cealaltă și acum amestecăm să se topească. Ia uitați, vedeți cum se schimbă la culoare infuzia noastră. S-a făcut un galben deschis, așa portocaliu. Și amestecăm. Oricine poate face săpun, dar să aveți grijă la cantități. Așa. Și învârtim până se topește soda. Dacă punem mâna, să știți că este foarte, foarte fierbinte. Așa. Amestecăm așa bine. Deci cât se topește soda aici în infuzie, să mai spunem o dată ingredientele. Și avem 250 de ulei de măsline. Puteți face și cu ulei de floare soarele, cine nu are, dar acum prețul la ulei de măsline cu floarea soarele este același. Deci oricine poate cumpăra. Așa, înainte era mai greu. Am pus 250 de ulei de măsline, infuzie de lavandă, v-am arătat la început cum am făcut, 75, și 32,5 de sodă caustică. Și apoi, după ce o să amestecăm, o să punem ulei de lavandă. Cine dorește poate încălzi și uleiul și îl aduce la aceeași temperatură cu soda caustică. Eu, având în vedere că este foarte fierbinte, uleiul rece, eu îl fac așa și se combină. Așa. Și o să punem uleiul de lavandă puțin mai târziu. Acum, după ce s-a topit soda, o să o adăugăm peste uleiul nostru aici. Încet. Și amestecăm. Așa. Acum o să dăm deoparte. Amestecăm puțin și după aceea cu un mixer vertical. Așa. Eu mi-am pregătit această formă, vedeți? Abia am cumpărat-o. Are un model foarte frumos aici pe spate, când o să întoarcem săpunelul, vedeți? Ia uitați. Așa. Și o să punem în această formă. Amestecăm. Și acum începem cu un mixer. Să mixăm bine. Eu am să mai pun încă într-o cutie, așa, într-un vas, pentru siguranță. Și am să țin. Și încet, încet, cu un mixer vertical, o să mixăm. Încet, aveți mare, mare grijă să nu sară. Am să fac puțină gălăgie. Deci când o să obținem o consistență ca o smântână mai grosuță, atunci adăugăm și uleiul de lavandă făcut de noi și mai mixăm puțin și este gata și îl punem în forme. Așa. Deci el trebuie să fie mai gros. Acum încă nu este de ajuns. Și cu răbdare. Trebuie să aveți răbdare până se formează acea smântână. Până trecem de la lichid să fie mai consistent la lichid. s-a făcut. Acum este gata, ia uitați. Vedeți? Când rămân semne, așa ca o lacrimă. Așa. Acum este gata. Am să scot. Așa. Am să-l pun așa aici. Aici avem vasul nostru. Mi-am pregătit această formă. Vor ieși 3 sau 4. O să vedem acum și umplem. Așa. Așa, vor ieși 4. Așa. Și acum, ca să imprimăm bine modelul, o să batem puțin forma. Să-l îndreptăm. Și mâine seară o să intru să-l scoatem din formă, el se întărește și apoi îl lăsăm 40 de zile, 60, dar în jur de 60 de zile ca să se usuce, ca să-l putem folosi. Așa, ia să ștergem așa bine aici. Ne scoatem și mânușile și ochelarii. Așa. Și săpunelul este gata. Și mai avem încă 4. Și așa faceți și le aveți pentru sărbători să faceți cadouri. Ia uitați ce săpunel frumos. Așa. Ia să vi le arăt și pe acestea făcute înainte. Așa. Uitați, în forme de silicon, steluță. Vedeți? Așa. Sau acestea sunt făcute tot așa, în forme de brioșe. Vedeți? Tot de silicon. Aici am această formă cumpărată. Mi-a plăcut tare mult. Ia uitați ce frumoase sunt. Acestea sunt cu aloe. Vedeți? Ia uitați. Așa. Sau acesta. Uitați, aceasta este forma. Eu le cumpăr de pe Amazon, de pe internet. Dar cine nu are forme, poate face. Ia uitați, aceasta este făcut într-o tavă, este cu cimbru. I-am pus aici un timbru, așa peste. Așa. Aici am băgat și planta. Deci planta am mixat-o. A fost uleiul de cimbru și am mixat cu totul. Așa, acesta facem gumaj așa pe corp. Și acesta este cu cimbru. Eu le pun și în săpulețe, vedeți? Așa. Și după aceea o să le îmbălăm în hârtie. Aici am o formă mai veche de la brioșe. Ia uitați. Unul cu urzică și unul cu salvie făcut săpunul. Într-o formă de brioșă, nu le mai folosesc, acestea nu le folosesc la prăjituri, doar pentru săpun. Așa, ia uitați ce minunății. Acestea sunt săpunelele. Lăsăm să se usuce săpunul nostru cu lavandă, cu infuzie de lavandă și mâine seară, mâine după amiază, în jur de 5, să vedem, să sperăm că se usucă. de obicei de la o zi la alta este uscat. Acum depinde ce ingrediente punem și durează o zi sau săpunul din formă. Săpunul a stat 2 zile în forme. Acum îl vom scoate. Am scos deja una. Ia uitați ce frumoasă este. Așa. Și să le scoatem și pe celelalte. Așa. Și vom scoate unul câte unul. Ia uitați ce frumos este. Așa. Vedeți? Să scoatem și pe ultimul. Au ieșit 4 săpunele. Așa. Și acum le vom lăsa să se usuce circa 40-60 de zile și apoi îl putem folosi pe piele. Ia uitați ce frumuseți! Săpun cu infuzie de lavandă. O minunăție! Vă pup! Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem cu următoarele rețete. La revedere, o zi frumoasă în continuare! Săpun cu infuzie de lavandă.